accesează acum societatea cunoașterii. Parola: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Începe cu un vis și trezește-te cu un viitor. Într-o lume a profundelor transformări, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este puternic ancorată în viața societății, cu rolul său de centru de convergență, de locaș al științei, culturii și umanismului. Universitatea sibiană este conștientă că aparține unui corp de elită și se pune în slujba principiilor care au susținut-o de-a lungul timpului: liberalism în gândire, independență, autonomie, izvor de cultură și forță creatoare. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu s-a declarat de la început o universitate de tip humboldian, modelul de succes al universităților din Statele Unite ale Americii, model inventat în Germania la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu cele trei componente importante ale modelului: calitatea procesului educațional, cercetarea științifică, un alt pilon important, și cea de-a treia componentă, componenta antreprenorială. Din acest punct de vedere, sigur că putem vorbi despre calitatea procesului educațional și avem confirmarea faptului că universitatea noastră este o universitate care a obținut nivelul de încredere ridicat privind acest proces educațional, a fost acreditată din punct de vedere al cercetării științifice, iar din punct de vedere al componentei antreprenoriale, cred că este un exemplu de universitate în care antreprenoriatul este promovat la nivel înalt. Dezvoltarea constantă a învățământului universitar în Sibiu oferă viitorilor studenți posibilitatea de a alege unul dintre numeroasele programe de studiu puse la dispoziție de una dintre cele 11 facultăți ale Universității Sibiene. Aici își aduc contribuția cele 800 de cadre didactice. Numărul de studenți înscriși la universitate la unul dintre programele de studii de licență, masterat și doctorat este de aproximativ 24.500. Universitatea promovează specializări unice pentru spațiul academic românesc și se bucură de un înalt nivel de credibilitate, poziționându-se ca o instituție puternică implicată în îmbunătățirea calității procesului educațional și care susține creativitatea și inițiativa studenților. Știm foarte bine că este recomandat să ai o imagine internațională, dar cel mai important lucru este să acționezi local și regional, astfel încât mediul în care acționezi să se bucure de produsul universității, care înseamnă cunoștințe transformate în cunoaștere, transformate în valoare adăugată pentru produsele noi pe care le va realiza această țară. Facultatea de Teologie Andrei Șaguna. Cea mai veche instituție de acest fel din țară. Înființată în 1786 ca școală teologică și reorganizată în 1811 sub conducerea lui Gheorghe Lazăr, funcționează neîntrerupt până astăzi. Facultatea se distinge prin continuarea tradițiilor ortodoxiei transilvane, pe care le actualizează la nivelul exigențelor societății contemporane și prin implicarea hotărâtă în efortul ecumenic contemporan, atât pe plan local cât și pe plan general european. Facultatea noastră de teologie se bucură de un mediu adecvat, având în vedere faptul că în aceeași clădire, în același spațiu, să-i spunem geografic, există sălile de curs, conducerea facultății, capela facultății, un loc de nelipsit în orice facultate, plus cantina și căminul studențesc. Foarte mulți tineri se îndreaptă spre facultățile de teologie. Fie a-și căuta liniștea, echilibrul sufletesc, fie a fi mai aproape de divinitate, atât prin studiu cât și prin trăirea care se desfășoară într-o astfel de facultate. Facultatea de Drept Simion Bărnuțiu. Studiile de drept au o tradiție îndelungată în Sibiu. Formarea viitoarei generații de juriști depinde în mod considerabil de o pregătire universitară orientată spre dimensiunea europeană a diferitelor discipline juridice, fără a neglija raportul acesteia cu normele de drept intern. În ultimii doi ani am obținut locul întâi pe țară în cadrul manifestărilor din hexagonul facultăților de drept. Aceasta duce la concluzia că suntem una dintre
cele mai buni printre primele facultăți de drept din România. De pildă, anul trecut, studenții noștri la Strasburg au obținut un loc 1 la o competiție internațională, același loc l-au obținut în Polonia în urmă cu o lună la un concurs internațional. Vreau să vă spun că avem studenți foarte, foarte buni, rezultatele sunt remarcabile. Datorită acestor elemente prezente în cadrul Facultății de Drept, viitorii absolvenți dobândesc dublă șansă profesională, atât pe piața comunitară a muncii, cât și în sistemul juridic intern. Facultatea de Litere și Arte. În cadrul Facultății de Litere și Arte funcționează Centrul de Limbi Străine, două centre de cercetare pentru studii interculturale și Institutul Confucius, în cadrul căruia doritorii pot participa la ore de limbă, cultură și civilizație chineză. Pentru că la Litere și Arte în Sibiu veți găsi cultura de calitate ca într-o veritabilă capitală culturală europeană, veți găsi arte dramatice cu actori foarte talentați, veți găsi o varietate de limbi străine, chiar și chineză, și pentru că literele și artele din Sibiu trimit anual în străinătate peste 50 de studenți la universitățile noastre partenere. Programele de studii oferite, studii de licență, de masterat și de doctorat, răspund cerințelor și oportunităților pieței forței de muncă din România și din străinătate și sporesc șansele absolvenților de a avea o carieră de succes. Facultatea de Istorie și Patrimoniu Nicolae Lupu. Educarea studenților în cadrul acestei facultăți este favorizată de existența unor centre de cercetare pe lângă catedrele din cadrul facultății, cum este Institutul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvanian în context european, ce funcționează pe lângă Catedra de Istorie Antică și Medievală. Studenții facultății participă la un program extins de practică arheologică, cu șantiere la Alba Iulia, Miercurea Sibiului, Cașolț, Ocna Sibiului și Capidava. Facultatea de Inginerie Hermann Oberth. Eu aș defini Facultatea de Inginerie ca o facultate tânără și mai ales dinamică. E un mix între colegii mei cu experiență și cu recunoaștere internațională și cei tineri care în activitatea de cercetare depun eforturi deosebite pentru a avea calitate în rezultatele cercetării noastre. Facultatea de Inginerie pregătește în domenii de vârf, tehnologie informației, calculatoare, mecanică, mecatronică, astfel încât profesiile acestea sunt căutate pe piața forței de muncă și pregătim într-adevăr ingineri de calitate. În procesul de pregătire a studenților, Facultatea de Inginerie acordă o importanță deosebită însușirii practice a cunoștințelor teoretice. În acest sens, în cadrul facultății funcționează o multitudine de laboratoare, printre care Compasim, o întreprindere simulată, ce are ca profil de activitate fabricarea și comercializarea componentelor auto, și două laboratoare înființate cu sprijinul companiei multinaționale Continental.